Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre legea lui Pascal și aplicații ale legii lui Pascal. În acest experiment avem două siringi de dimensiuni diferite conectate prin intermediul unui tub. Apăsând pe suprafața unui piston cu o forță, se observă că presiunea exercitată asupra acestuia se transmite prin intermediul lichidului la celălalt piston, în timp ce volumul de apă se conservă. Alt experiment pe care putem să-l facem este următorul. Luăm o sticlă de plastic, îi facem mai multe găuri și punem dopuri în toate găurile. Apoi, umplem sticla cu apă, iar prin partea superioară punem un piston. Prin creșterea suficientă a presiunii în piston, dopurile sunt eliberate în același timp, acest lucru arătând că presiunea este transmisă în mod egal către toate punctele lichidului și în toate direcțiile. Pentru a studia modul în care presiunea exterioară exercitată într-un punct al unui lichid aflat în echilibru, se transmite în alt punct al lichidului, ne folosim de un sistem de două vase care comunică prin intermediul unui tub. Știm că relația fundamentală a hidrostaticii se scrie P2 minus P1 egal cu ρgh. Dacă presupunem că printr-o metodă oarecare presiunea P1 a crescut, cu P1 prim, în conformitate cu experimentele de mai înainte, rezultă că și presiunea P2 se va modifica, dar va crește cu o altă valoare P2 prim. Pentru aceste noi valori ale presiunilor, scriem din nou ecuația fundamentală a hidrostaticii. Înlocuind în această relație expresia presiunii, constatăm că și presiunea din partea inferioară s-a modificat cu aceeași valoare ca cea de sus, constatare valabilă pentru orice două puncte din volumul lichidului. Putem enunța atunci legea lui Pascal, care spune că presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid se transmite integral în toată masa lichidului, în toate direcțiile, și pe pereții vasului. Neglijind frecările dintre pistoane și pereții vasului, din legea lui Pascal se observă că apăsând cu o forță mai mică asupra unui piston cu o suprafață mai mică, presiunea exercitată se transmite prin toată masa lichidului, iar asupra pistonului cu o suprafață mai mare, se exercită o forță mai mare, deci vom obține practic o amplificare a forței de acțiune. Legea lui Pascal are multiple aplicații, dintre acestea amintim presa hidraulică. Este o mașină formată din pistoane care se mișcă în cilindri uniți prin vase comunicante, umplute cu lichid, care acționează pentru a multiplica forța. Când se aplică o forță mică pistonului de admisie, sistemul oferă o forță mai mare pistonului de ieșire. Frâna hidraulică folosește la rândul ei principiul lui Pascal. Când trebuie să se oprească, șoferul aplică o forță apăsând pedala de frână, iar la cealaltă extremă, presiunea împinge plăcuțele de frână împotriva discurilor de frână, iar frecarea rezultată face ca viteza roților să se micșoreze. Haideți acum să vedem cum funcționează un cric sau elevator hidraulic, dispozitiv construit pe baza legii lui Pascal.
La final, vă propun să căutați informații despre principiul de funcționare al unui braț hidraulic.